La o fetiță de 15 ani care temporar locuiește în orașul Săruca, a fost depistat virusul rujeolic. Aceasta ar fi contaminat virusul după ce a fost în țara vecină, Ucraina, unde de la începutul anului au fost înregistrate peste 20.000 de cazuri de infectare cu rujeolă. Potrivit directorului Centrului de Sănătate Soruca, Ludmila Ciobanu, copila este de etnie romă și nu a fost vaccinată. Fata a primit tratamentul în Soroca, deși este originară din orașul Otaci. Ea temporar locuiește la o mătușă în oraș, deoarece mama acesteia este plecată peste hotare. Actualmente, copilul este deja externat, mai precizează medicul. E de menționat faptul că fata mai are două surori, cărora li s-a făcut vaccinarea și revaccinarea. Și deși au fost în contact cu sora lor bolnavă, acestea nu s-au molipsit. Potrivit medicilor, procesul de imunizare împotriva rujeolei în raionul Soroca decurge normal, dar totuși au fost înregistrate și unele cazuri de refuzuri, din motivul apartenenței la anumite confesiuni religioase. În Republica Moldova se menține cod portocaliu privind riscul de îmbolnăvire cu rujeolă. Medicii de la Agenția Națională de Sănătate Publică spun că numărul îmbolnăvirilor cu rujeolă este în scădere și reamintesc părinților despre necesitatea vaccinării copiilor ca unica modalitate de prevenire a maladiei. De la începutul anului, în Republica Moldova au fost înregistrate 295 de cazuri de rujeolă.